Wow! Da? Literalmente mă sabotez când zic în episodul următor. Pentru că mereu zic în episodul următor, ca să știu unde începe și să termină episodul. Da. Și tu mereu am de gând să fac un cut în video exact când zic în episodul următor. Așa. Și primul lucru pe care îl faci tu e să aștepți vreo 2 secunde când zic în episodul următor. Și okay. După exact după să zici da. De fiecare dată zici da în episodul următor. Când zic eu în episodul următor. Oh, fuck. Păi poți să gen mă scoți cu da-ul. Nu. Fiecare episod de acum încolo o să înceapă cu tine zicând da. Doamnelor și domnilor, sunetul lui Mihai. If I was in your capably nimble shoes, I'd say to heck with Hattie and my friends. They'll be fine. Then I'd pack myself a nice bag. Oops, am rămas online pe Steam, s-ar putea să apară ce joacă alții. Nu știu cum înregistrează. And speaking of which, these cats are truly bizarre. Why are they here? I mean, I've got my theories. Perhaps they're aliens from another world. Cred că nu o să-ți apară pentru că e doar jocul. Cred. Or could it be that they were once normal kitties? Poate. Ar trebui să ia tot desktop-ul ca să se vadă. Unpleasant creatures we see before us? These hideously adorable abominations with their beady eyeballs. Giant, bloodthirsty, tiny mouth fangs, slashy paw claws and stanky funk breath. Plus, they're awfully rude and crabby. I think they all need girlfriends or something. I'm a cat, see? I'm grouchy, see? I like to run around all day and hurt people's feelings, see? But don't take them lightly. Although sassy and lazy by nature, cats are awfully crafty. And finding a weak spot in that bright orange furry armor might prove difficulty. Minus the why. They're hey. Always watching. Oh. If I sit, I sit. Yes. They're hardly lurking, see? On that note, this whole theater's like a bad joke. But how did things get so bad? At one time, this theater was a nice place. Flowers in every vase, smiles on everyone's face. Ai căzut de pe scaun? Can you believe it? No. I wouldn't believe it. No. I mean, if you told me that, I'd more than likely call you a liar and walk away. And find some place to get ice cream to replenish the innocence you blackened with your filthy deceits. Just keep your wits about you as you descend deeper into the belly of the beast. And perhaps you'll find a way to... Stai, cum adică locul ăsta nu-i numai fericire? Nu, cu tine nu e. Mă bucur să te ajut. Gem-shaped freedom keys. Wink, wink. Oh, okay. Mecanici noi. Da. Oare? Chiar așa greu o fi? Să înțelegi? Sar pe capul meu, literalmente n-avem nevoie de piatră. Oh. Ba da. Tarun, dă-mi mâna. Ți-am dat mâna. Oh, nu mai, gata, nu? Okay. Literalmente ce a zis Erdin? De ce a zis... Nici măcar... Zi. De ce a zis asta despre Kirby? Dar... Literalmente. Ce a zis? A fost? Chiar e așa greu? Pentru Mihai? Nu pot să trec de chestia asta. Efectiv, nu pot fără mâna ta. Gata, omoară-te. Nici nu pot să mă omor. Ba da, există un buton de sinucidere. Oh. Da, normal, probabil n-ai fost atent. Adică ești vreodată?
La mecanicile unui joc? Ce să fii atent la așa ceva acum? Mihai, tu toată viața asta ai jucat altceva în afară de osul? Da. Ce? LOL și mai multe. Nu pare. Pentru că eu nu mă joc platformere așa mult. Nu prea înțeleg ce trebuie să facem. De ce mai? Trebuie să sari pe capul meu și să iei piatra de acolo. Ok. Nu joci platformere. Sari eu pe capul tău. Dar mi-ai zis că ești decent la ele. Păi da, adică nu sunt oribil la ele. Serios? Nu ești acum oribil? Sunt oribil la ele. Chiar așa, chiar nu ești oribil, nu? Ba da. Chiar așa o fi, cum ai zis tu. Nu sunt oribil la ele. Am PTSD. Oh, mă bucur. Măcar ai văzut că mai e o parte din nivel. Oh my god. Oh fuck. Dar am reușit. Oh no. Stai o clipă. Stau o clipă. Hai să mergem până la shop. Ok. Ce cumperi? Mihai, la începutul episodului, așa, adică înainte să filmăm, da, mi-a spus, adică nu mi-a spus nimic, doar a vrut să schimbe personajul. Așa că da, îi vom face un favor, deși nu merită. O să schimbăm personajul? Amândoi o să schimbăm personajele în timp ce filmăm, ca toată lumea să știe cine e cine. Oh. Unde sunt? Oh. Eu sunt foarte bogat, deci... Ok, timpul să le schimbăm on screen. Bun. Hmm. Cum fac asta? Oh, da. Player set. Ok. Hmm. Stai așa, sunt nehotărât. Ai atâtea, deci, te înțeleg. Cred că cubul ăla în care fața era foarte... Da, ăla. Aia ar fi reacția ta perfectă. Tocmai asta vreau să zic. Vreau că nu vezi cum schimb live, dar... Ba da, se vede. A, asta e exact fața mea când joc Battle Block Theater cu tine, deci... Era 10, nu? Au. Cred că e o decizie bună. Ce? În caz că nu și-a dat nimeni seama. Da. Deși nu cred. Cred că audiența noastră de 5 persoane e deșteaptă și și-au dat seama cine e cine. Mihai e ăla cu gura căscată, ca de obicei. Ca și lumea reală. Nu-i așa, Mihai? Da. Și eu sunt ăla nervos pentru că Mihai mă enervează. Veți afla ce se întâmplă în episodul următor.